Am acoperit aceste lagune, am dezinfectat, am intervenit la geotuburile care nu erau preconizate pentru acumularea nămolului pe termen lung. Am intervenit în acele lacuri de acumulare noi care sunt și în care avem peste 40.000 de metri cubi în unul, în altul. Dezinfectăm și facem și alte proceduri pe parcursul verii. Am identificat ceea ce a fost pentru mine, de exemplu, un pic surprizător. Recunosc că asta am mai spus-o cu alte ocazii, că agenții economici 47 la noi, din câte vă aduceți aminte, aruncau tot felul de lucruri în spațiile, fie bazinele acvatice, fie canalizarea municipală, fie multe alte locații. Mai mult, primarul general al Chișinăului dă asigurări că în acest an capitala nu se va confrunta cu problema mirosului urât. Este a doilea an, dacă vom avea miros în capitală, atunci nu ne cerem unul de la altul explicații, se pune cererea pe masă și se spune la revedere la toată lumea, vine nou manager. Eu sper că nu va fi. Colegii de la Apă Canal și de alte regii ne dau toate asigurările că nu va fi. Sper că nu vor fi provocații, pentru că anul trecut am auzit că cineva tot încerca să mai provoace niște lucruri, pentru că sunt un fel de pastile pe care dacă le arunci în rețeaua de canalizare se petrec lucruri interesante, dar aici e treaba organelor de drept, nu este domeniul meu de competență în acest sens. Edilul a mai subliniat că primăria solicită Ministerului Finanțelor și Cancelariei de Stat să semneze un protocol privind decizia Fondului Ecologic Național cu privire la proiectul de piroliză. Vorbim despre 5 instalații mari care vor reduce semnificativ cantitatea de nămol, de la 100 de metri cubi la 15-16 metri cubi. În același timp, nămolul va putea fi folosit ca îngrășământ.